Mai tot distă. Cred că l-au culcat o mașină. Bine, ăștia au mâncat strucuri de... s-au făcut limba vișinie. Ok. Și dușmani, că nu mă tem de nimeni. Asta-i paianță, nu oare, broască? Mâncă vienă, broaște, șoareci. Oi, Doamne! Când te mănâncă broasca asta... Este un cat, meduză albastră, sunt bună visă, o cot albastră. O, ce dracu e asta, bă? Ovidiu, mâncarea e gata, spală-ți mâinile. Înțeleg. Păi, ăștia e casa lor asta. Bă, da, bă, ești un cază. Ovidiu! Vin! Mama, dar cât de repede era găsit jaguarii? Jaguarul. Jaguarul? Da. Nu știu, dar știu că e unul dintre cel mai rapid animal din lume. Dar jaguarul mănâncă furnici. Nu cred, e mănâncă carne. Animale mici. Sunt animale de prad. Hai, mănâncă să ai poftă, ok? Ce s-a întâmplat? Vin să te iau în 15 minute. Azi ai o leacă de lucru. Care lucru? Azi e sâmbătă și stau acasă cu fiul meu. Da, pentru weekend am... Weekend. Numai tu vorbești bine engleză. Când am streamăt niște proastii ca poate Sveta sau Nadia. Nici eu cu limba nu-s mare meștea și nu nici pe cost nu sunt. Hai, te rog, nu fă probleme. Americanul e omul nostru. Ai 15 minute. Eu azi te aștept jos. Alo, Vica, salut! Poți te rog să mă ajut să stai cu Ovi doar câteva ore, e o urgență. Îmi pare rău, nu sunt Chișinău. Dar ce s-a întâmplat? Unde ești? Am venit să vedem cum îl duce pe Radmin de la Căluga. Ah, ok, sorry că mă bag și eu cu problemele mele. Nu-i nimic rezolv, da. Hai, pa. Ok, mersi oricum, hai, pa. Vei mânca tot? Da. Hai spală farfurie și mergem afară la o plimbare. Parcă zis că ne odihnim azi. Ne odihnim, dar uite ce zi frumoase. Hai să mergem la o plimbare. Speli farfurie, eu te aștept acolo, ok?
Ovi, ajută-mă, te rog, să mă închei. Mulțumesc mult, scumpule. Ce tare cartea asta cu animale după tine? Parcă zici că mergem la zoo. La zoo? De când n-am mai fost la zoo? Nu știu. Am fost mic? Da, cred că de când ți-a luat cartea asta n-am mai fost la zoo. Nu, mami. Să mergem, Ovi. Ce-i asta? E fiul meu, ce-i de mirare. Tu glumești? Noi nu întârziem. Тогда скажи нам, кто тут наживо, если пять перед лицом и сзади три сложено. Простая арифметика, видел для многих президенты метит как. Видел, как табор уходит в небо, а за ним души тех, кто не стал президентом. Кумодзиз, думнядзил, наш фаш. Многим страшнее всего забыть близких паролей модно. И как не стараться. Era 7:20 dimineața când oamenii legii din regiunea rusă Kaluga au fost alertați despre un grav accident produs la kilometrul 230 pe traseul metrei Ucraina. Potrivit informațiilor preliminare, un Ford a intrat pe contrasens pentru a depăși un Volkswagen Polo. Cele două automobile însă s-au ciocnit, iar Fordul a fost aruncat în urma impactului și a intrat în microbusul Mercedes Vito înmatriculat în Republica Moldova. Ultimul în cele trei vehicule avariate a ajuns un camion Foton. Accidentului 10 moldoveni au avut de suferit. Vorbim de 6 persoane cetățene ale Republicii Moldova care au decedat și alte 4 persoane care sunt. Ovi, o să stai cu nene cam o oră. Bine, mama are un pic de treabă. Ovi, bine? Bine. Să fac eu o oră cu Dezu. Păi ce vrei? N-ai mers vreodată cu un copil? Cum se numește mașina ta? Mercedes. Îți place? Da. Dar câți ani are? Cine? Mașina? 7. Dar eu 8. Mama zice că sunt mai mare. Dar tu câți ani ai? 6. Sunt mai mare. Arăt mai mare. Se vede. Dacă ești mare, poți treci înainte. Ok. Dar pe cine duci cu mașina asta? Oameni. Oameni buni sau răi? Păi, pe maică ta. Mama mea nu e rea. Dar vecina?
strigă la copii și zice: spală botul și la școală. Dar tu de unde știi? Păi, aud când mă duc să-mi spăl dinții. Maturii nu-și pun centura, mai ales femeile. Nu e corect. Aha. Vrei să bei ceva? Eu cola nu beau. De ce? Mama zice că dacă bei cola și faci pipi și îți uci pantofii, ei pot să se prefacă în sandale. Vrei să mănânci? Nu, eu am mâncat acasă. Și vreau la zoo. Vrei la zoo? Da. Ok, mergem la zoo atunci. Yay! Dar asta cu ce înseamnă? Asta este un lup. El face parte din familia Canis. Și este carnivor. Nu știai? Știam, înseamnă câine. O, asta și asta este o bufniță. Ea este o pasăre nocturnă. Da, asta? Nu știai. Pe un? Nu. Seamnă pe un? Nu, el este un papagal. Și are multe culori. Papagal. Și este foarte colorat. O, girafele. Îmi plac foarte mult girafele. Îți plac girafele? Da. Mie îmi plac dinozauri. Ăsta nu este dinozaur, ăsta este rinocer. Ah, și apropo, dinozaurii au murit de mult. Ăsta este un urs panda. Seamna mistreț. Nu mai este el mistreț. Dar înseamnă puțin. Știai? Dacă cineva te întreabă, a putut încă ne împlinesc 7 ani. Bun? Mm-hmm. Bravo. Bună ziua! Bună ziua! Da, cât e pentru maturi? Maturi 30. Copii până la 7 ani gratis, 7 după 7, 5 lei. A, dar de ce așa scump pentru maturi? 30 lei? Nu, нам нужно кормить зверей, содержать их, поэтому и цена такая. Что поделаешь? Окей, пожалуйста. Care animal? Deci alea ca cum în jocurile Lego? Da, dar știi de Lego? Da? Da. Știu de Lego. Mie îmi plac foarte tare animalele. Dar a ta orice animal este preferat? A meu? Da. Leo. Îmi place Leo. Mie nu-mi plac drag. Mie îmi plac foarte tare zebrile. Zebrile? Da. Dar poți să-ți iei puțin cartea că mă dormule. Și ești de... Ești lupoi. Ești tare vântul. Regatul cailor. Regatul cailor. Vrei la cai? Nu. Iepurii, zebra, la zebra îmi duci la bursuși, vulpe. Aha. Clar. Поехали. Dar sunt aici girafe. Girafe? Da. Și normal, și zoo fără girafe. O, baloane. Ne-ai un balon? Au vrei cum vrei. O, Leo, o cicoamă are, o ciblană are, se uită la noi. Dar știi că leii sunt leneși? Leoaicele sunt cele mai bune mame care pot fi. Ele aduc mâncare, îngrijesc pui, vânează, dar leii doar stau să uită. Așa ești normal. Leu e carol junglii. El e regele. Животное очень опасно. Че ai zis? Nu știi limba rusă? Nu. Mm-hmm. Dar cum ai zis curs în viață? Ia uite, mama ta știe și italiană, și limba turcă, și rusă. Și franceză. Oh, franceză o știi. Acolo scrie, animalele sunt periculoase. Животное очень опасно. Și cu bredul ăsta, ce животное? Zveri очень опасные. Mă dovine ăștia uitat cu toată limba rusă. Animalele nu sunt periculoase, doar dacă le dai pace sau chiar nu le vânezi. Vânătorii sunt foarte periculoși. Aș vedea eu un animal
un vânător când se apropie de un leu sălbatic și acela când se rag odată, vânătorul și ăla scapă și pușca și scapă și el pe dânsul în pantaloni. Dar mă leu a sărătă de dânsul. Da și cu ăsta trebuie și un vânător ca lume. Depinde și de leu. Da. Înghețată. Vrei să cumpără o înghețată? Da. Dar nu pot să riscuiesc, îți trășești glandele și dacă a să află mama ta, a să mă înțepe. Și tare înțapă mama ta? Mama mea nu este țăpoasă, este foarte blândă. Blândă? Ara. Nu hrăniți ani животных не кормить. Normal, dar cum să-i hrănești? Животных, papugaiul животных. Nu înțeleg, măgarul, canila. Asta vă pșeși. Fu, și legoana aici, au uit. Mistreț. Mistreț. Îmi place carnea de mistreț. De unde știi că e bună? În fiecare duminică merg cu prietenii la vânătoare. Ai fost vădată la vânătoare? Nu. Oh, e plăcere. Ia arma. Și te uiți după mistreț, te uiți după dânsul. Principalul, să nu te uiți în ochi la dânsul. Și la un moment, buh! Te uiți la dânsul? Da. Și puh! Și te-ai scăpat în pantaloni. O, i-am flăcău să-mi spui tu mie, dar știți cu caii ăștia vărgați? Ăștia nu sunt caii vărgați. Ei sunt niște zebre. Nu știai? Zebre? Da. Și la ce le trebuie lor liniile astea? Alb-negru? Ele le protejează de muști și de se duc în eroare. Alb-negru? Eu... La semafor îmi place, dă-ne roșu, verde. Dar și legioană e asta? Este alegator sau alegator? Asta nu este alegator, nici alegator. Asta este un crocodil. Care e raznița? Ce? Care e diferența? Diferențe pot să fie multe. Botul, lungimea, dinții. Au, dar și cu dânsele? Tu nu știai că vara camele năpârlesc? Năpârlesc? Sau poate duc dorul din năsâp? Da, sunt aici girafe. Girafe? Da. Hai să întrebăm fotograful. Zadno, sfotcăm-se? Ce? Așa e normal, da? Da, super. Hai, uite acolo. Dar girafe aveți aici? Нет, здесь нет жирафа. Да я не люблю я их. Они очень большие и в кадры не влезают. Другое дело, крупные планы, лица. Федор, он крупный план. Hai, uite acolo. Alo? Ce faceți? La zoo. Oi, ce face? Zboară. Cum zboară? Las ca să vină și să povestească. Ok. Acolo gata? Da, eu gata. Fără observație, da? Ok. Ok, vă pa. Spider-Man! Ovi? Ce? Ți-a plăcut la zoo? Nu. Pentru că toate animalele erau triste. Nu că așa este din poate. De ce erau triste pui meu? De ce că ele erau fără apă și erau închise în cuști? Cine le-a închis în cuști? Aia când din asoare. Toate erau triste puiile, toate adică erau în cuști. Nu, doar camerele nu le păsară. Nu le păsa, corect, da? Ce făceau? Năpârlea. Și minevasia era trist. Cine? Vasea. Ovi. Ovi, ia cheile și merge acasă, dar să nu cu ușa, eu acuși vin, ok? Pa, mam. Pa, Vasea. Pa. Tot normal? Pretenții, observații? Care pretenții? Am vorbit mai mult despre politică. Roșu, galben, albastru, acum, mâine, poi mâine.
Mă simțeam parcă nu sunt la lucru, de la adunarea plenară a Parlamentului. Au și interesele lor. Treaba noastră e mică. La tine poate e mică, la dânsul nu. E de ta nici nu sunt solicitat. Mâine pe mine vei fi. N-ai văzut că deja au ieșit cu paradă, cu astea, cum se numesc, curcubeile lor? Am trăit și am vedea. Da. Yeah? Hi Mary, it's me. Ask him please if I could take you with me for a couple of days all around Moldova. I'll talk with him. Okay, I'll call you back. Bye. Tot el mă întreabă, spune că vrea să mai stea câteva zile în Moldova și să merge la Tiraspol, Gonca și vrea să merg cu el. Ce să spun? E plăcut tare, văd. Cred că are probleme cu soția. Nu știu, mi-a arătat doar pozele cu băiatul lui. Așa de tare seamănă cu Ovi. Ai un băie de treabă. Așa e. Ce nu-ți faci tu unul? Alo. Am putea rezolva pozitiv situația. A, weekendul viitor, te rog, nu-ți fă planuri. Aș vrea să mergem împreună la zoo, la Odessa, să vedem delfini și girafe. Ok. Impactul și expresia artistică.